2 Samuel, capitolul 6, de la versetul 1 în jos. 2 Samuel, capitolul 6, de la versetul 1 și ne vom duce până la versetul 11. David a strâns iarăși pe toți aleșii lui Israel în număr de 30.000 de oameni. Și David, cu tot poporul care era cu el, a pornit de la Baale Iuda, ca să suie de acolo chivotul lui Dumnezeu, înaintea căruia este chemat numele Domnului Oștirilor, care stă între Heruvim deasupra chivotului. A pus chivotul lui Dumnezeu într-un car nou și l-a ridicat din casa lui Abinadab de pe deal. Uza și Ahiof, fiul lui Abinadab, când lui iau carul cel nou. L-au luat, dar, din casa lui Abinadab de pe deal. Uza mergea alături de chivotul lui Dumnezeu și Ahiof mergea înaintea chivotului. David și toată casa lui Israel cântau înaintea Domnului cu tot felul de instrumente, de lemn, de chiparos, arfe, și puțin vale. Când au ajuns la aria lui Nacon, Uza a mers mâna spre chivotul lui Dumnezeu și l-a apucat pentru că era să răstoarne boi. Domnul s-a prins de mânie împotriva lui Uza și Dumnezeu l-a lovit pe loc pentru păcatul lui și a murit acolo lângă chivotul lui Dumnezeu. David s-a întristat că Dumnezeu lovise pe Uza cu astfel de pedeapsă, rupându-l pe loc. Și locul acesta a fost numit până în ziua de azi Pereț Uza, ruperea lui Uza. David s-a temut de Domnul în ziua aceea și a zis, cum să intre chivotul Domnului la mine? N-a vrut să aducă chivotul Domnului la el în cetatea lui David și l-a dus în casa lui Obed, Edom din Gat. Chivotul Domnului a rămas 3 luni în casa lui Obed, Edom din Gat și Domnul a binecuvântat pe Obed, Edom și toată casa lui. Amin. Aș vrea să ne și rugăm și să-i zicem Domnului să ne vorbească dimineața aceasta. Haideți să facem cu toți. Doamne, Dumnezeu! Mai aproape, prin prezența lui deasupra chivotului. Acum, foarte interesantă situația în care s-a expus Uza. Cine a fost Uza și cine a fost Ahio? Vedeți, dacă o să citim în 1 Samuel, capitolul 1, în capitolul 7, versetul 1, o să ne dăm seama că, la un moment dat,
Chivotul lui Dumnezeu a ajuns la Filisteni prin păcatul fiilor lui Eli și de acolo chivotul ajunge înapoi înspre Israel și ajunge în casa lui Abinadab de Beria, spune 1 Samuel 7 cu 1. Acolo unde a crescut Uza și acolo unde a crescut Ahio. Erau doi copii, doi tineri, care, nu știu, cel puțin 40 de ani a fost chivotul în casa lor. Și aceștia erau așa de obișnuiți cu cutia asta, nu era o cutie, n-au deschis-o niciodată, dar au auzit că dacă o deschizi, mor. Așa s-a întâmplat între filisteni. Cine deschidea cutia asta era gata, murea. Murit 10.000 de oameni. Și atunci, ăștia erau așa de obișnuiți cu acea cutie care era într-o cameră acolo. Un frate de-a lor era sfințit, spune Biblia, ca să fie preot. Și acela numai se ocupa cu camera aia, cameră secretă. Și ei au fost așa de obișnuiți cu chivotul, încât într-o zi, când a fost vorba să meargă și să ducă chivotul la Ierusalim, Uza, spune versetul 4, mergea alături de chivot, Ahio mergea înaintea chivotului și la un moment dat ajung ei în alia lui Nacon. În alia asta, Dumnezeu a rânduit așa să fie o gaură în asfalt, o groapă, era în fața lor groapă, și când au ajuns acolo, vă dați seama că era un risc să cadă de pe carul acela pe care era pus chivotul, să cadă cutia asta pe care ei o știau. Și atunci Uza întinde mâna, atinge chivotul, ceea ce nu era permis, dar el habar n-avea, el n-a știut lucrul ăsta. Și atunci Dumnezeu lovește pe loc și spune, a murit acolo lângă chivotul lui Dumnezeu. A murit acolo lângă chivotul lui Dumnezeu. Aș vrea să ne uităm puțin și să ne întrebăm. Sunt niște întrebări legitime. Uza, oare, s-a închinat cu adevărat? Întrebare interesantă. De ce a fost lovit de Dumnezeu? Dar de ce mergea lăbun de chivot? În vremea când spune versetul 5, tot Israelul cânta, toată casa lui Israel cânta, mă gândesc că și Uza a început să cânte. Dar de ce a fost lovit de Dumnezeu? O să vedem imediat. El trebuia să se închine înaintea lui Dumnezeu cu adevărat și trebuia să stea în fața lui Dumnezeu ca un închinător adevărat. Și asta n-a avut-o. N-a avut-o. Și de aici deja mergem la primul punct al expunerii noastre din ziua de azi. Ce este închinarea? Ce închinare? Pentru că, ok, eu mă duc și zic, am laudă și închinare și trebuie să cânt la laudă și închinare. Dar ce e închinare? Că știți ce înțeleg cei mai mulți prin laudă și închinare? Mă duc în biserică, laud pe Domnul cu instrumentul meu, cu ceea ce Dumnezeu mi-a dat, cu vocea mea, și imediat asta înseamnă că mă închin înaintea lui Dumnezeu. Oare e adevărat? Oare e adevărat? Îl avem aici pe un om care vine și ne vorbește prin gestul lui pe care l-a făcut și noi ne întrebăm, fiecare dintre noi, ce este închinarea? Oare închinarea este cântare? Vă întreb. Oare închinarea este predicare? Oare închinarea este activism, activitate în casa lui Dumnezeu? Oare închinarea e repetare? Oare închinarea e rugăciune? Numai asta e închinarea? Ar trebui să avem, să știți, o concepție înaltă despre închinare. O să vedem imediat ce înseamnă punctul 2, căile false spre închinare. Dar mi-am notat eu aici, închinarea este o definiție clară, concretă. Închinarea este scopul și privilegiul omului răscumpărat. Ce este închinarea? E un privilegiu, dar e și un scop. Noi trebuie să ne închinăm. Dar nu orice om se poate închina, ci numai cel care este răscumpărat. Adică Hristos Domnul a iertat de păcate, a fost născut din nou și omul acela poate să se închine. Nu oricine poate să se închine. Și Uza stă în fața noastră și ne dă o mare dovadă de închinător care nu era regenerat. Nu era regenerat. Nu era răscumpărat de Dumnezeu. Noi am fost, gândiți-vă la Adam și Eva, ok? Că o știm toți povestea asta. Adam și Eva, a
apar în ochii noștri în grădina aceea fericirii, grădina Edenului. Adam și Eva, în fiecare zi, în răcoarea zilei, se întâlnesc cu Dumnezeu. De ce se întâlneau cu Dumnezeu? Conversau cu El, discutau cu El, umblau cu El. Și asta înseamnă închinare, să știți. A umblat cu Dumnezeu, a vorbit cu Dumnezeu, a te întâlnit cu Dumnezeu. Asta e închinare. Asta e închinare. Pentru că acesta e scopul nostru. Gândiți-vă ce privilegiu mare ne-a dăruit Dumnezeu. Dumnezeu nu s-a dus la niciun animal din grădină, la niciun pom, la niciun copac să meargă să îmbrățișeze și să-i spună ce bine că te văd astăzi. Nu, asta nu făcea Dumnezeu. Dar se ducea în răboarea zilei, în fiecare zi, se ducea să vorbească cu omul. Îl iubea pe om, îl dorea pe om. Și privilegiul cel mai mare al omului este și a fost atunci să se închine înaintea lui Dumnezeu, să comunice cu Dumnezeu, să-L atingă pe Dumnezeu prin rugăciune, să vorbească, să umble cu Dumnezeu. Și deja vedeți la această definiție, imediat pot să vă întreb, ok, eu am fost și am cântat la chitară în biserică, oare am umblat cu Dumnezeu? Oare m-am întâlnit cu Dumnezeu prin cântarea mea? I-am ajutat pe alții, am fost un canal al puterii lui Dumnezeu prin care alții să se întâlnească cu Dumnezeu. Dar eu nu pot să fiu un canal al lui Dumnezeu pentru alții dacă sunt înfundat, canalul înfundat, nu? N-am cum să-i ajut pe alții să întâlnească pe Dumnezeu din moment ce eu nu am o relație personală cu Dumnezeu. Și deja vedeți, asta este problema principală la laudă și închinare. Ok, mergem la biserică și spunem, facem laudă și închinare, organizăm lauda și închinare. Dar aceea este, să știți, exclusiv a oamenilor răscumpărați. Ceilalți care se duc și încearcă și ei să laude pe Dumnezeu, nu fac un lucru rău, nu fac un lucru rău, pentru că Dumnezeu s-ar putea să-i atingă prin cântarea respectivă, prin închinarea respectivă. Dar nu acesta este totul, nu asta înseamnă închinare. Eu am crescut într-o biserică pentecostală, așa cum ați crescut și voi. Și mi-aduc aminte și acum, și pomenesc de multe ori, anul 1992. Un an în care Domnul a botezat cu Duhul Sfânt 120 de persoane, majoritatea tineri, la noi când i-a pus. Îmi amintesc și acum, știți cum cântau tineri? Parcă erau floarea soarele, așa, îndreptați pe soarele neprihănirii. Parcă erau niște flori albe, deschise. Fețele lor radiau, radiau de o prezență cerească. În timp ce ei cântau în față, cineva îi spunea lacrimi, îi spunea rugăciune, biserica sărea la rugăciune, toți se rugau. Erau prezența lui Dumnezeu, nu mai predica nimeni. Predica Duhul Sfânt, direct, 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 vorbea Duhul Sfânt. Și așa de mult m-am bucurat și așa de mult îmi doresc să mai văd lucrurile astea. Așa de mult. Pentru că, vedeți, astăzi se fac spectacole ieftine. Se minează prezența lui Dumnezeu. Se minează închinarea înaintea lui Dumnezeu. Și ăsta nu e lucru bun. Nu e deloc bun. Pentru că pe oamenii care slab poți să iei așa și să-i duci. Și să-i duci și să-i duci și să-i duci unde ei n-ar vrea să meargă. Ce este închinarea? Spuneam, nu-i cântare, nu-i rugăciune, nu-i predicare. Închinarea este toate acestea și niciunul. Închinarea este, spuneam, scopul și privilegiul omului răscumpărat. Nici măcar îngerii nu au privilegiul acesta. Aici pe pământ, pentru ceea ce ne închinăm noi. Că ei se închină în ceruri, da. Și că ei cântă Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor, da. Dar îngerii nu pot să spună și nu pot să cânte ceea ce cântă oastea cea mare din Apocalipsa. Din orice seminție, de orice limbă, din orice neam, de orice noroc. Îngerii nu pot să cânte. Vrednic este mielul care a fost jungheat să primească slava, cinstea, puterea. De ce? Pentru că El s-a jertfit, El s-a jertfit, El s-a jertfit, El și-a dat viața pentru noi. El a devenit Mântuitorul nostru. El ne-a dat sângele Lui, El ne-a răscumpărat și ne-a făcut să fim niște oameni pentru Sine. Îngerii nu pot să cânte lucrurile acestea. Nu pot, pentru că pentru ei n-a murit Hristos, pentru înger n-a murit, pentru stelele din cer n-a murit Hristos, pentru animale n-a murit, dar pentru noi a murit. Și atunci noi avem, cu atât mai mult datoria, să știți, să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu. Am aici un citat, vreau să vi-l citesc. Închinarea înseamnă să simți în inima ta
și să exprimi un sentiment care te smerește. Dar deși îl cântă, sentiment de venerație admirativă, de minune uluită și de dragoste copleșitoare. În prezența acelei taine, cu literă mare taine, acelei măreții pe care filozofii o numesc prima cauză, dar pe care noi o numim Tatăl nostru care ești în cer. Asta e închinare. Și problema este că din închinarea, din lauda și închinarea noastră a dispărut lucrul acesta. Să vezi cum se închină, cum îl simte pe Dumnezeu, cum vine Domnul și preia controlul. Am mai văzut lucruri de genul acesta la stărânțe, când venea Duhul Sfânt și dădea cântare în altă limbă. Parcă era pierdut omul acela. Eu cred că aia e deja închinare. Amintiți-vă de Isaia, că în anul morții împăratului Ozia, la templul lui Dumnezeu se uită, vede atâtea lucruri acolo. Și acolo, la templul lui Dumnezeu, unii junghiau animalele, alții duceau sângele, alții se duceau și pregăteau jertfele, alții mergeau și puneau tămâi, alții se ocupau de pâinile aduse înaintea lui Dumnezeu. Toți făceau ceva, unul singur se închina și erau mulți la templu. Știți cum se închina Isaia? În anul morții împăratului Ozia spune Isaia, capitolul 6, versetul 1. Am văzut pe Domnul stând pe un scaun de domnie mare și ca valele lui umpleau templu. Serafimii erau acolo în jurul lui și strigau: Sfânt, 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 Sfânt este Domnul oștirilor. Tot pământul e plin de mărimea lui. În momentul acela am avut sentimentul că spăcătos, că spăcătos, când eram eu de proroc. Și am început să strig: vai de mine, și m-am aruncat înaintea lui. Sunt un om păcătos, am buzele necurate, ochii mei l-au văzut pe Domnul. Ce mă fac? Dumnezeu mă lovește. Asta e închinare. Asta e închinare. Amintiți-vă de ceilalți care erau în camera de sus în ziua cincizecimii. Și deodată, în timp ce ei se rugau, vine de sus, de la Dumnezeu, un vâșuit și se scutură, se clatină toată casa aceea. Vin limbi de foc, încep să vorbească în alte limbi. Ei nu știau ce vorbeau, dar vorbeau lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Ce e asta? Închinare. Închinare. De aceea, fraților și surori, să știți, condiția 1 a închinării, spuneam, e răscumpărarea, să fiu răscumpărat. Condiția 2 a închinării e sfințirea. Nu contează că Dumnezeu m-a răscumpărat acum 20 de ani. Eu trebuie să fiu sfânt ca să-L pot lăuda pe Dumnezeu, să mă pot închina lui Dumnezeu. Condiția 3 a închinării este reverența. Reverența. Nu vedem pe Isaia mergând la două să joace cu cărbunii de pe altar, să-L roage pe Dumnezeu. Doamne ferește, vorbesc prostii, nu bine ce vorbesc. Dar omul ăsta avea reverență. Pentru că orice act al închinării, noi trebuie să avem respect față de Dumnezeu. Și sunt lucruri profunde acestea, să știți. Ce este închinare? Nu-i cântare, dar conține cântarea. Nu-i tăcere, dar conține și tăcerea. Nu e rugăciune, dar conține rugăciunea în sine. Închinarea, știți ce înseamnă? Există un închinător, cum exact pe principiul din fizică, nu? Receptor, care emite, să zic. Se roagă sau poate tace sau oricum, e un închinător. Și există un obiectiv, că nu numesc obiect, că Dumnezeu nu e obiect. Există un obiectiv al închinării. Și obiectivul este slava lui Dumnezeu. Există o slavă care îl înconjoară pe Dumnezeu. Și ați putea cita din Ezechiel, din capitolul 1. Erau acolo făpturile vii. Se numeau heruvim. Deasupra capetelor lor era cerul, poate ăsta pe care îl vedem noi. Dar deasupra cerului, care era deasupra lor, era alt cer. Alt cer. Și acolo era un chip de scaun de domnie. Și acolo, pe acel chip de scaun de domnie, și ia cineva. Și vede lumina strălucitoare ca și curcubeul din jurul acelei prezențe și acum se aruncă fața la pământ și devine închinător. Deci, observați schema închinării. Ce este închinarea, spuneam? Ce actul ăsta? Că ne face laudă și închinare. Da. Dar ce înseamnă închinare? Înseamnă un proces, dacă vreți, un act de reverență din partea unui închinător, a unui om de pe pământ. Nu poate să fie, spuneam, animal, nu poate să fie copac, nu poate să fie altă ființă de pe pământ. Un om, neapărat un om de pe pământ, care trebuie să fie răscumpărat. Și trebuie să aibă un obiectiv, spuneam, în slava lui Dumnezeu.
Dar el nu poate să ajungă la slava lui Dumnezeu decât prin Iisus Hristos. Eu sunt calea. Și acolo se realizează adevărata închinare înaintea lui Dumnezeu. Haideți să ne uităm puțin la punctul 2. E un pic mai practic și sper să vă prind cu acesta, că e un pic mai practic, un pic mai bun. Căi false spre închinare, așa l-am numit. Căi, drumuri. Drumuri false spre închinare. Și nu în cazul muzicii creștine, pentru că am putea să luăm și alte cazuri. Să vorbim despre rugăciune, că și rugăciune se mai spre doar falsuri. Dar tema noastră e muzica creștină. Am găsit cel puțin trei căi, de aici, din textul nostru, căi false spre închinare. Prima este calea excelenței umane. A doua, calea suportului păgân. A treia, calea deformării adevărului sau calea minciunii. Deci calea excelenței umane. Omul excelează în ceva și se închină, dar nu cum trebuie. Calea suportului păgân, ajunge omul să utilizeze niște lucruri care nu sunt tocmai convenționale biblice, ci calea minciunii sau deformării adevărului. Calea excelenței umane, o luăm asta. Ok. Îl avem aici pe Uza. Cine era centrul închinării? Cine? Cine era centrul închinării aici? Era Dumnezeu, era slava lui Dumnezeu. Dar momentul în care Uza merge și spune, nu nimic, eu stau lângă car, ating cu mâna mea carul ăsta, ating cu mâna mea lada asta, că mă interesează, el tinde și riscă să devină personal centrul al închinării. Excelența umană. Cine e Uza? Uite, măi! Tot poporul e în spate, toți cântă, toți laudă pe Dumnezeu. Ahiu merge în fața carului, Uza merge lângă car. Așa, la egal, egal cu Dumnezeu, nu? Și amintiți-vă de alți doi din Vechiul Testament, copiii lui Aron, care la un moment dat exact greșeala asta au făcut-o. În loc să lase slava lui Dumnezeu să fie centrul închinării, mai ales că Dumnezeu e altar, era jertfa pe altar și ca pe timpul lui Ilie, Dumnezeu trimite un crăște din cer, un fulge, un foc. Și vine și focul ăsta mistuie tot de pe altar, jertfa care era acolo. Și ei vedea că derbițele se meargă să fugă foc străin. Ei au vrut să devină centrul. Centrul. Ei să fie centrul închinării. Dumnezeu zice, nu? Așa ceva nu. Așa ceva nu ar fi. La ducerea chivotului în Ierusalim n-a fost centrul închinării nici Uza, n-a fost nici David, n-a fost nici marele preot, n-a fost nimeni. Centrul închinării trebuie să rămână Dumnezeu. Slava lui Dumnezeu. Și deja spunea, merge spre ceva practic. Ce înseamnă talia excelenței umane? Ne gândim la Cain și Abel, nu? Fiecare a adus lui Dumnezeu o jertfă și a vrut să se închine. Cain i-a dus lui Dumnezeu un buchet de flori frumoase, poate o lebeniță, vă fac poftă. I-a dus ceva. Ceva i-a dus. Se dea lui Dumnezeu. Dar nu i-a dus ce trebuia. Nu i-a dus ce trebuia. Calea excelenței umane înseamnă să-i dus ce vrei tu, ce-ți place ție lui Dumnezeu. Să te întindi. Cum îți place ție să cânti? Ce-ți place ție? Dar nu știi dacă îți place lui Dumnezeu. Asta e problema. Cain i-a dus lui Dumnezeu ce i-a plătut lui. Dar el știa lucrul ăsta. Că fără vărsare de sânge nu este iertare. Că eu zic tata și mama. Dar eu zic, nu mă interesează. Eu îi duc altceva. Care excelenței umane? Îi duc ce vreau eu. Ce-mi place mie. Și atunci Dumnezeu a zis, nu pot să primesc. Jertfa ta-i fără sânge, o respind. Și Cain s-a supărat. Uitați-vă cu mare atenție ce diferență este între doi Samuel și cer. Nu e de la Domnul asta, nu e de la Domnul. Deci observați, sunt tehnici de manipulare și pe om deja poate lua la nivelul minții să ducă așa, să-l aruncă în față. Să se predea Domnului. Doamne, slavă Domnului, s-au predat 200 sau 100. Dar câți ori? A fost în 2015 în Cluj, un fel de replică poploiască la ceea ce înseamnă Antol, la noi, festivalul la urât.
cu acordul în august, când zâmbem de ferestrele și popeiții pleacă din Cluj. Și au făcut și popeiții baptiști, pentecostali, un festival, în lor numit Billy. Și l-au chemat pe fiul Billy Graham să predice. Nu a fost de rău așa, în principiu, predică, a fost bună. Dar gândiți-vă un pic la lucrul acesta. Au venit și acolo în față, toți, și cu tot felul de tehnici de astea, să atragă, să atragă, să atragă, să atragă. Și să vedeți cum, că am surprins și am și zâmbit, cum își împărțeau înainte de eveniment, își împărțeau câți membri o să vină la mine, câți la tine, cam, cu cât i-ai implicat, cu câți bani ai pus, cu ce ai făcut. Și apoi zice, uite, din toți, atâția să vină la Biserica Baptistă, nu știu cât, atâția la care la putea, deci ai împărțeau înainte să pocăiască, Domnul. Împărțeau ce mi-ai rândie. Și nu o să mai pocăi nimeni. La noi nu veni nici măcar unul. M-am întrebat pe băiatul care s-a ocupat, unde sunt cei pe care i-ai consiliat? Păi zice, unul s-a dus la martori, la nici eu nu știu, de gata, am scăpat, nu mai veni nimeni. Fiți foarte atenți. Căi fals este închinarea, este calea excelenței umane, am urmit-o, calea lui Uza, centrată pe om. 4. Nivel melodic și armonic. Și acesta, să știți, cu tehnici de manipulare, așa am numit dar note blue, să știți că mi-a plăcut într-o vreme jazz-ul și blues-ul și îmi plăceau enorm. Am luat să studiez, să fac tot felul de chestii, acum am o vindecat Dumnezeu de treaba asta, să știți. Vreau să vă explic simplu. Din nota do major, doamna do major, clapele albe, tot ce înseamnă clapele albe, de la do până la do, de la do central, sus, jos, asta e gama do, da? Dar la un moment dat, în timp ce cântă toți, dintr-o dată se face o transpoziție rapidă și cântă terță mică, mi bemol. Și transpun toată cântarea pe mi bemol. Și deci acolo unde e transpunerea asta, de la major spre minor, spre mi bemol, spre dreapta a treia micșorată, acolo deja se umblă la sentimentul omului. Sau ce-a mai întâlnit, transpoziție de semiton. Unde e bun? Noi eram obișnuiți cu do major, bac și intram în re major. Asta era trecerea clasică. Do major, la major, re major și treceam. Am urcat în ton. Asta era trecerea noastră. Dar acum se urcă cu semiton, cu semiton, se coboară cu semiton. Se jonglează cu emoțiile omului. Semiton mai sus, semiton mai jos și omul deja, wow, 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 deja e prins. Și atunci când vine predicatorul, cum am zis, care se clate în cap frunza pe apă, vine și zice, hai, hai în față, vin, pentru că sprinci, că sprinci. Dar nu e prins Duhul lui Dumnezeu, pe o tehnică de manipulare. Metoda numărul 5, interjecție, onomatopee. Nu știu dacă ați auzit, o, 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 tot cântă o. Ce e asta? Îl mântuiești pe cineva cu ou, ou inevitabil. Și tot repede, tot mai intră cu tare, mai alt cântă chestia asta, fel de bridge sau nu știu ce-o fie. Și iar repede, de cine a ajuns treaba asta? Sunt în cultura orientală, așa numitele mantre. Mantrele alea pe care le tot repetă, le tot repetă, până cad în transă oamenii, le repetă și cad în transă. Și atunci intră durile alea de ei. Mie mi se pare că are ceva. Ceva legătură demonică poate să existe. Fără să-ți dai seama. Tu tot repezi, tot repezi niște vocale acolo. Niște, nu știu ce, tot repezi. Niște silabe, ceva. Și pot să intre durile alea. Dacă acolo, în față, sunt oameni rău intenționați și Domnul zice, uite, metodă de manipulare. Autopromovare. Asta e numărul 6. Autopromovare. Nu știu ce epocă trăim, merge într-o biserică, își duce cu el pe cineva să-l filmeze și o pune pe YouTube, are canalul cu el și le postează, el și le postează, el și le postează. Își pune numărul de telefon, dacă vreți să confirmați de evanghelizare, aici, aici numărul. Ce e asta? Autopromovare. E foarte periculoasă și asta. Ce-am mai întâlnit? Și asta e o metodă de manipulare, să știți. Utilizarea starurilor din lume. Este acum una care e în vogă, Alexandra Crișan.
Și aveți acum 3 luni, 4 luni, mă căutați, să vedeți. Cu cerceri de așa, cerceri mari, ca pe aur, așa, obțintă toată. Merge și cântă în limba engleză, niște drăgomeni undeva, și după aia și ia frumos orchestra în spate și cântă, că te-am ales pe tine, Doamne, și așa cântă. Și are vizualizări, să știți, o mulțime. Tehnică de manipulare. Te duci și o plătești pe una de asta să vină și să-ți aducă. Dar ce aduce? Nimic, nimic. Să știți că sunt multe, sunt multe, sunt multe, sunt multe astea. Doi. A doua cale falsă spre închinare e calea suportului bătând la mânit-o. Carul. Carul. De unde a venit ideea asta cu carul? Că până aici, în toată Biblia, nu găsești un chip opus cu carul Domnului. Nu-l găsești. Nici nu, nu există așa ceva. Carul Domnului nu există. De unde o veni? Știți de unde? 1 Samuel 6 cu 7, dacă o să fiți atenți să vedeți, a fost ideea picitorilor filisteni. Chivotul lui Dumnezeu a fost dus cu carul în urma ideii pe care a dat-o un ghicitor. Și în bancă, și în bancă. Și aici a găsit chivotul lui Dumnezeu pus în car și dus, dus. Și ce înseamnă asta? Înseamnă că centrul închinării, în mintea unora de acolo, și probabil și în mintea lui Uza, centrul închinării era carul Domnului, că asta e terminologie filisteană. Ați mai văzut voi așa ceva? Un fel de Mercedes, sau nu știu cum să-l numesc. Rov, altceva. Ceva era acolo. Centrul era tehnologia. Erau voi ăia care au venit și uite ce putere au. Da? Era ideea că la ghicitorii filisteni. Și asta e o mare problemă, să știți. Și mă gândesc că lui Dumnezeu îi place o închinare, că îi place și cu frică, așa cum spune Biblia. Dacă am un text frumos, și asta am văzut o anomalie și nu-i bună, nu e la Domnul. Un text minunat, minunat, excelent. Și pus Domnule, exact cum scrie acolo, într-o farfurie, așa, mere de iau, știți? Muzica din spate te sâcâie, te deranjează, te enervează, poate se aude mai tare decât cuvinte și cântarea e frumoasă, minunată. Și ca și cum aș lua o ferie de tort și ai venit, oricare, să veniți la mine în vizită. Și mă duc și Cristina ta e frumos, feriuțe de tort, și eu aduc de afară troca câinii, nu? Farfurie de la câine. Și spun, feriuța de tort, ai bună, mă, mănâncă. Domnul zice, bate de seamă de probleme. Roman, capitolul 1, am vorbit aseară la frații din Milan. Închinarea omului a tot degenerat. Mai întâi s-a închinat, s-a vrut să închine, nu știu că o înțeles. O zis, nu, nu înțelegem. Hai să ne închinăm omului. Au, nici pe omul înțelege. Ce este omul? Circulă chiar o poveste cu un filozof, nu mai știu, Schleier, Marlos, sau care era, într-o noapte, unul la pe străzi. Și l-a întâlnit poliția, l-a prins de gură și l-a zis, bă, cine ești? Zice, mă gândesc de o viață, cine și nu știu. Iar se gândea ce este omul, că era filozof. Ce este omul? Ce este omul? Și oamenii n-au știut să dea răspund la asta. Și au zis, nu, coborul nu mai știu, ne închinăm la păsări. Și începe să închine la păsări. Nici pe păsări nu le înțelege. Mai știu, la când la astea, la animalele cu patru picioare. Și mai jos, la călătoare. Și au ajuns oamenii până acolo, încât să se închină obiecte neînsuflețite. Astăzi se închină oamenii la tehnologie. Uitați-vă numai, te duci. Și am întâlnit, s-a anomalia asta. Stă fratele și sora în aceeași cameră și strig. Bă, dar nu puteți vorbi, mă. Ce mai faci? Mergem acolo. Bă, și cine astea? Nu înțeleg, ce domne? Nu mai aveți limbă. Dar uite, și asta e o cale a suportului păgân, a carului filistenilor. Și haideți să vedem că vreau să vă dau și aici niște exemple de manipulare psihologică, manipulare materială și fizică. Unu, zgomotul. Fie că sunt instrumentele ca la Valea Dura, fie că sunt aplauzele, fie că sunt aplauzele, zgomotul. Și se poate, să știți, se poate prin zgomot, și mai ales, mai ales, vă spun și lucrul ăsta, eram
În tinerețea mea, la studiu, Speranța, mergeam, făceam un bănuț, eram student, eram sărac și făceam negative. Și am observat că sunt și este cerere de viață să vină cineva cu chitare electrică să cânte frumos. Și mi-am găsit pe un om, nu știu, a fost prin biserică, nu știu dacă era botezat, dar cânta, cânta ăsta în Vimamstru, nu-i deja cânta. Ce cânta el acolo, cânta, dar gală făcea pe vioară, pe chitară, pe electrică. Și venit la studio și cu distortion și cu alte efecte, dă. Și mă duc undeva la rugăciune și îmi zice Domnul, bate de seamă cu înregistrările tale, că mă supăr pe tine și te lovesc. Am și oprit colaborarea cu omul, mi-am văzut de drumul meu și am colaborat cu alții pe care știam mai serioși. Am vrut să fac o selecție, pentru că Domnul mi-a zis că e supărat pe mine. Exemplu numărul 2. Ritmul sincopat. Tot aici, la domeniul ăsta material, fizic, să zicem așa, ritmul sincopat, să știți, să vă dați de seamă și asta, de multe ori, fără să ne dăm seama, în cântările Hillsong și în alte cântări, ritmul este reglat la 75-80 de bătăi pe minut, în pulsul inimii. În momentul când cineva îmi bate toba în pulsul inimii mele, parcă mine să mă duc după el. Că mă duc eu. Pentru că mă prins, mă prind ritmul. Și asta e o tehnică drăcească. 3. Saldul Aquarius, sau Aquarius, ăsta l-am numit. Ăsta e din New Age, să știți, din New Age. Știți, scena, tot. Mă se aude un sunet așa liniștitor, necat, poate de sumpate, poate să vreau să te relaxez. Ăsta e, să știți, epoca New Age se numește epoca lui Aquarius. Avărsător, cu horoscopul. Și asta încearcă să te ducă unde n-ai vrea, mai ales muzică electronică de acum. Exemplu 4. Oricine de lumină. Mă uitam într-o zi să văd ceva. Am vrut să vă aduc exemple, nu fi le-am mai adus și bine am făcut, că nu le-am adus, că poate vă dau idei. Dar stătea copilul meu de ei lângă mine, să uita și ori de lumină. Mergeau lumile, mergeau așa. Zice, tată, parcă la expoziția cu dinozauri. Că el a fost într-o zi la expoziție cu dinozauri, era cu Neric și era orice așa de lumină. Era niște dinozauri care plăscau în ritmul, în, știți, cum mergea lumina. Tatăl zice, și am zis, mă, chiar, mă, probabil ăștia dinozauri muzicale. Dar uite, vreau că e încă de manipulare, pentru că se vintu Nericul și luminile alea. Deja, te uiți în jur, unde să ieși, unde ieși, aha, mă, n-ai, pe unde să ieși. Te ține acolo, nu, ești ca într-o închisoare. Și cu luminile. Și apoi ce să mai vorbesc, mașinile de fum. Și-o la părut mașini de zăpadă și de grindină. Tot felul, numai să excite simțurile. Și să ajute pe om să meargă. Dar, vedeți, astea nu sunt de la Domnul. Am ascultat într-o zi. Pentru că toate astea, știi ce transmit? Ideea de club prietenos. Asta o zic în ghilimele. M-a ascultat într-o zi un interviu la Alfa și Omega. Era o doamnă de la Hillsong și zice, mă supăr foarte tare. Câțiva din păstorii noștri și-au dat demisia. Noi am vrut și politica noastră la Hillsong era să oferim oamenilor o idee de club prietenos. Ce înseamnă asta? Puteți să-mi ziceți? Clubul în biserică? Acolo se merge. Și de ce zice Domnul asta? E calea carului băgâi. Centrul închinării nu trebuie să fie luminile, nici mașina de fum sau de zăpadă sau de ciofi. Centrul închinării trebuie să fie Dumnezeu, frate. Domnul să ne ajute. Foarte important să înțelegem lucrul acesta. Foarte important. Știți ce m-am gândit? Până undeva prin anii 2000, filmările care mai apăreau, pe internet sau în altă parte, erau din biserică, până prin anii 2000. S-au trecut. Mi-au mai plăcut la artistul X să stea în biserică, să cânte spre lauda Domnului. Eu ieșit în natură. Și-au adus frumos un cameraman și l-au filmat și la natură și pădure și râu și munți și nu știu ce. O trecut. Mai sunt și astăzi, câțiva care au rămas în urmă. O trecut și asta, să știți. Centrul orașului. Opera. Opera română din București, nu știu, opera de aici, Milan. Merge, face filmare, opera.
și îl aduce opera în biserică. Sau aduce cazinou în biserică, sau aduce clubul în biserică. Și acolo vrea diavolul să ne ducă. Pentru că noi ne obișnuim și internetul ăsta, și în special YouTube-ul, să știți, e un manipulator și un formator. Un formator ne formează. Tot ce ne informează, ne formează. Și YouTube-ul ăsta acum ne tot alimentează cu informații, informații. Deja ne obișnuim. Vedem pe cântăreții noștri filmați acolo, 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 mai vezi într-un club. Deja te obișnuiești, a doua, a treia oară, a zecea oară, a o sută oară. Și când vezi că ai ajuns la biserică și păstorul, înțelege cei de la închinare, au făcut biserica din ea, au făcut club. Nu te mai deranjează. Nu mai strângi, nu mai duci ferință. Pentru că tu te obișnuiești de acolo cu asta. Și Domnul zice, bagă de seamă că e problemă mare. Decorul, iar. Și aici vreau să vorbesc ceva. Am observat la unii interpreți care au clipuri pe YouTube, scrie așa, muzică și versuri X, chitare, X, Y, Z, 3, 4, chitare, și clape tot pe X, Y. Inginer de sunet, X. Decor, deci la apărut, decor. Ceva, cum e și pe acesta care știe să aranjeze pe acolo. Ia, X. Video cu tare. Știți ce ne mai lipsește? Un impresar, un regizor și un scenograf și gata, e film. Da, înspre acolo merge. Și asta, uitați-vă, e calea carului pătrânului, tehnologia. Și să știți că nu sunt împotriva tehnologiei. Că nu vreau să mă duc în urmă cu 50 de ani să luăm acordeon și fără microfon, fără nimic, uite, vorbesc la microfon. Nu, nu. Dar vreau să vă spun tehnici de manipulare. 3. Calea deformării adevărului. Și aici vorbim mult despre texte. Despre texte. Știți cum s-a deformat aici adevărul? Chivotul trebuia dus pe umeri, haideți să și citim, în 1 Cronici, capitolul 13, capitolul 15, da, versetul 2. Atunci David a zis, chivotul lui Dumnezeu nu trebuie purtat decât de leviți, căci pe ei a ales Domnul să ducă chivotul lui Dumnezeu și să-i slujească pe vecie. Versetul 13, pentru că n-ați fost întâia dată, de aceea ne-a lovit Domnul Dumnezeu nostru, că nu l-am căutat după lege. Adică, carul acela a fost ideea ghicitorilor din Filistia, din Palestina, și de obicei chivotul trebuia dus pe umeri. Și atunci s-a schimbat adevărul. Și s-a deformat adevărul și Domnul a zis, nu, asta nu e bine. Am avut odată un vis. Vreau să vă spun și visul acesta, pentru că are un pic legătură cu întâlnirea noastră, că mi-a apărut, în timp ce mă rugam pentru întâlnirea asta, mă rugam acasă. Am avut un vis în felul următor. Eu am plecat într-o țară, nu vreau să vă spun unde, și noaptea am un vis în felul următor. Era un preot, un popă, așa, cu oameni lungi, negri, cum e România, așa, și avea și o barbă, așa, și în el era un satanist. Tot tatuat, și am un vis că e satanist. Și ăștia doi se uitau, cădea zăpadă, și anume era deasă, era mai rară zăpada cum cădea. Și prin aer, se vedea cum zboară de așa un brad, tăia, ca și cum ai pune brad din Crăciun. Și a adunat așa frumos, zboară de așa un brad și cădea. Ăștia îl notau unde cădea și luau la fuga amândoi, din toate puterile. Și când ajungeau acolo, în locul bradului, era un sicriu. Sicriul deschideau, în sicriu se afla un porc viu, lua porcul și îl ducea la biserică și spunea, cine vrea să ia porcul ăsta? Îl dau numele Domnului. Asta era vorba popii, a preotului și a satanistului. Și erau oameni care luau porcul. Acum, zilele trecute, când mă rugam pentru voi, am văzut aceeași imagine. Și am auzit o voce care spunea așa, preotul e Duhul care vine și lămurește pe oamenii din biserică de partea teologică. Că ce bine îi că avem cântări. Ați văzut ce cântări faine au cântat tinerii? Aproape toate au fost biblice. Aproape toate. Partea teologică, popa, preotul. De asocia partea cealaltă. Muzică rock în bisericile noastre. Jocul de scenă, de lumini și așa mai departe. Asta nu e închinare. Nu. Satanismul și cu creștinismul nu are nimic de a face. Hristos și Pedia, nimic. Haideți să ne dăm să dăm și câteva exemple. De fapt, aici se poate vorbi despre închinarea de tip samaritean, de formarea adevărului. Samaritenii au tăiat din tip, nu au tăiat, dar vorbesc așa, simbolic, să mă înțelegeți, cu briceală.
o scos, tapte asta mi-i place, asta nu-mi place, asta nu-mi place, au făcut dialogul. Că nu le-au plăcut tot, tot ce-a scris Dumnezeu. Și atunci haideți să vedem la nivel textual, la nivel textual, câte tehnici sunt. Și sunt multe. Eu am numărat vreo 3-4 tehnici de manipulare la nivel textual. Pretextul biblic. Asta e unul dintre exemple. Pretextul biblic. Am întâlnit odată pe cineva care și-a început așa predica. Zice, știți că scrie acolo în Faptele Apostolilor că trebuie să ridicăm din căderea lui corpul lui David. Noi, cântăreții, trebuie să facem lucrul acesta. Pentru că asta e interpretarea ce mi-a dat-o mie Duhul Sfânt. Dar observați ce spune Apostolul Petru, predica lui. Ei, apostolii, au ridicat corpul lui David din cădere. Dar ăsta zice, noi, cântăreții, și zice, trebuie să disciplinăm la altă ca la corpul lui David. Să fie zi și noapte, zi și noapte, cântare, 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 cântare. Dumnezeu se coboară în mijlocul laudelor. Nu contează cine ești, nu contează ce faci, numai cântă, 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 Dumnezeu se coboară. Asta era ideea lui Dumnezeu. Și am zis, fals, fals. M-am pus într-o biserică, aveam un coleg. Și-o zis, hai că mergem la biserică, zic, nu mergem la biserică. În Cluj, eram student. Zice acolo, la marginea orașului și m-am dus. La un moment dat, în timpul rugăciunii, mă uit în stânga-dreapta, văd niște oameni întinși pe jos, că oameni, ferește, ce s-a întâmplat? Trântiți, trântiți la pământ. Să rugau așa și împingea, să cadă, să cadă. M-a pus cu altul, la altă biserică. În timpul unei cântări, văd în spate o femeie cu un steag mare, eu așa face. Bă, dar ce femeia asta? Ce simbolizează? Cobori Duhul Sfânt. Zice, e proroc și-o simțit că o vine Duhul Sfânt. Dar nu trebuie să simtă toată biserica. Trebuie femeia asta să simtă biserica că o cobori Duhul Sfânt. Cu steag de mare și mare. Manipulare. Vedeți? Și astea vin pe bază la texte biblice pe care noi le scoatem. Și numai pretexte. Nu sunt texte, sunt pretexte. Le scoatem din Biblie și ăsta e pretextul. Da, uite, doar scrie în Biblie. 2. Confuzie textuală. La nivel de text vorbim, de texte biblice. Imediat o să facem și ceva practic pe linia asta, după pauză. 2. Confuzia textuală. De la dragostea agape, când cântam pe vremuri, o crește în iubirea în inima mea. Știți la ce am ajuns? La dragoste filia. Mama mea m-a iubit și cu dragoste agape. Foarte puțin vorbim de Dumnezeu acolo, dar de mama mea. A, o trec cu șasa acolo. Dar merge mai departe. Și ajungem la Eros, la limbajul de dormitor. Inima mea a iubit-o pe tine de drag. Știți că da? Și noi zicem, Iisuse, mă, ce iubit-o? Iisuse pe tine de drag. Și ăsta e limbaj care ar trebui să fie în altă parte, nu în biserică. Sau, asta o știți mai bine. Eu de tine am nevoie. De cine? De soț, de soție, de iubit, de iubită. Că dacă vine cineva, că înainte, și la noi, le-a spus, mă, nu mai cântați asta, mă. Puneți măcar numele Domnului acolo, să înțeleagă oameni. Ei cântau, am nevoie mare, că de asta o cântau. Am nevoie mare, mare, nevoie de tine. Nu știu de ce. Și texte cu ambiguități și cu două înțelesuri. Și diavolul prin asta poate să ne prindă, să știți. Și un lucru rău. Teologie deficitară, de exemplu, al treilea, tot din text. Texte adaptate la teologii liberale. În numele tău proclamăm Duhul de viață. Tu proclam Duhul de viață. Dar Duhul de viață vine la cântarea ta, la proclamarea ta. Ce înseamnă proclamare? Înseamnă să anunți ceva. Dumnezeu o vorbi ceva, nu trebuie să anunț, ci proclam numele de Dumnezeu, autoritatea lui Dumnezeu, proclam că e Dumnezeu. Dar să mă duc eu și să spun toate oasele astea. Și știți care e problema? Dacă am citit un pic în context, și măcar un comentariu, două comentarii biblice, să vedem, Ezechiel 37, la ce se referă? Pentru că acolo vorbește despre renașterea poporului Israel. Sunt trei faze de renaștere, exact cum sunt acolo, în Ezechiel 37. Odată e faza de oase uscate și împrăștiate, până în 1948. Asta a fost. Israelul a fost împrăștiat printre neamuri. Din 48 s-a fondat ca popor. Și atunci e faza a doua, de apropiere a oaselor.
lepe, dacă le carne, vine, piele, dacă nu să vină faza a treia, Duhul de viață, atunci când va veni Hristos Domnul și când ești, vor întoarce ochii spre Hristos și vor plânge ca pe unul care l-au străpus și se vor întâlni și vor vedea că El este Mesia. Aceea e faza a treia. Și noi luăm textul ăsta și gata, Doamne, când o dat, uite, și o oaste mare, Domnule, o oaste mare. Și ce înseamnă asta? Umanism și un pericol mare. Pentru că, în momentul când eu mă duc în față și când, în numele Tău proclamăm asta, în numele Tău proclamăm asta, cine? Noi, eu! Și atunci, unde e Dumnezeu? Dumnezeu se retrage. Ce treabă asta? Faceți voi. Vedeți, sunt un pic dure lucrurile astea, dar am vrut să vi le spun pentru că vă iubesc. Exemplu numărul 4, și nu o să mă opresc. Versul fără inspirație. Bate-ți traduse. Ba, să știți, am întâlnit oameni, există pe internet dicționar de rime. Nu vreau să vă dau idee. Da. Proclam, am, balsam, aclam. Putere, proclam, luta, cioam și tu pui balsam pe rana, cioam. V-a făcut o poezie. Cu rime luate din dicționar de rime. Sunt pe internet. Pui în căscuță un cuvânt și îți dă lista. Toate ce rimează cu cuvântul ăla. Și nu am sunt în și gata, compozitorul are o compoziție de la lor. De la care lor? Domnul internet. Nu? Da. Vreau să mă opresc la punctul acesta. Spuneam, trei căi față spre închinare, care excelențe umane, centrul închinării, nu Iusam, nu David, nu-i mare preot de Dumnezeu. Calea suportului pădurii, a carului, centrul unui car, nu zboi, nu e nimic de acolo. Este Dumnezeu. Calea deformării adevărului sau a minciunii. Centrul închinării. Nu-i textul biblic. Eu când mă închin, centrul închinării mele nu-i text. Eu nu mă închin la text. Eu mă închin la Dumnezeu prin textul meu. Astea sunt modalități de închinare. Și de aceea aș vrea și omul să se pună la dispoziția lui Dumnezeu și să spună, Doamne, știi ceva? Nu vreau excelența mea. Nu vreau, știi ce? Că și asta e o problemă. Sunt copiii lui, au cântat foarte frumos, la pian, la chitară. Deosebit. Și eu nu zic că trebuie Dumnezeu să-i dăm ce-i mai rău. Nu. Îi dăm excelență, îi dăm ceea ce avem, tot ce avem. Dar nu vreau să mă remarce alții pe mine ce fac, cum când. Și cine sunt eu, și cum când eu. Și eu să fiu un centru. Dar nu cumva Dumnezeu. Asta eram în Australia, într-o misiune și frații m-au chemat acolo în față, m-am dus, nu m-au cunoscut la început, dar când am mers a doua oară la ei, la a doua, a treia zi, m-au văzut în spate, ia, și m-au chemat în față, să slujesc. Și am auzit o voce. Nu te pune de-a curmezi și lucrările mele că te voi lovi. Trebuie să mă ridic să răspund, fraților, voi m-ați așteptat pe mine, nu-i bine. Noi trebuie să-L așteptăm pe Dumnezeu. El să vă predice, El să vă cânte. Dumnezeu, dacă e cazul, prin noi, prin oameni. Că El are nevoie de oameni prin care să cânte. Și de aceea aș vrea, uite, semnalele astea de alarmă să le trag în auzul vostru, dar și în al meu, și în al oricui. Pentru că Dumnezeu vrea să aduce înaintea Lui o închinare curată, cu evlavie și cu frică. Domnul să ne ajute. Amin. Am adus în fața voastră, vreau să repet iarăși, prima parte, să zicem, am numit-o profanarea închinării prin muzică. Ce este închinare? Am vorbit puțin și după aceea căile false spre închinare. Dar acum vine pasul 2, evaluarea. Și asta chiar vreau să facem ceva practic, o să vedeți imediat. Dar înainte de a intra propriu zis în criteriile astea pe care le vedeți aici, în niște criterii de discuție, în dreptul cântărilor, în special în dreptul textelor, aș vrea să facem un exercițiu pe linia asta, haideți să vedem un alt punct, pe lângă cele două pe care le-am amintit, anume ce este închinarea și al doilea spuneam căi false spre închinare, punctul 3, să zicem, pregătirea închinării reale, e foarte important să înțelegem și lucrul acesta și spuneam, capitolul ăsta e dedicat doar celor răscumpărați, adică te-a născut Domnul din nou, ai fost chemat într-o echipă de laudă și închinare să slujești, Domnul poate să-ți dea niște jaloane și aici. Cum să te pregătești?
Prima pregătire pe care o aduc în fața voastră este pregătirea inimii. Psalmul 108 cu 1 și 2, dacă se poate afișa, numai că nu se poate. Vă citesc eu. Gata-mi este inima să cânte, spune aici Dumnezeule. Voi cânta, voi suna din instrumentele mele, aceasta este slava mea. Deșteptați-vă lută și arfă, mă voi trezi în zor de zi. Deci pregătirea inimii foarte, foarte importantă, să știți, foarte importantă. De ce? Noi întotdeauna când mergem la biserică și trimitem un bilet la păstor sau la cine conduce, sora putare, vă pune, sau fratele cutare, are o cântare și spunem așa, spre lauda Domnului. Dar oare chiar așa? Aici e o mare... Inima trebuie să fie pregătită să cânte lui Dumnezeu. Și amintiți-vă ce spune iarăși înțeleptul. Cine are inimă bună să cânte. Cine are inimă bună să cânte. Spune apostolul. Cine are inimă... Și ce înseamnă inima bună? Că unii înțeleg inimă veselă. Mă, am inimă bună astăzi și mă distrez. Nu. Inimă bună înseamnă o inimă spălată cu sângele lui Hristos, înnoită, o inimă care trebuie să laude pe Dumnezeu. Am întâlnit un frate, nu de mult, și a murit soția și era așa de trist. Și Domnul i-a vorbit omului acestuia și i-a zis, eu am nevoie de lauda ta chiar și acum în perioada asta. Greu i-a fost, foarte greu să meargă să laude pe Domnul. Dar Domnul se bucură chiar și dintr-o harfă cu corzile rupte sau spartă. Se bucură Domnul să audă ceva frumos, ceva spre lauda lui. Deci asta este capitolul pregătirii inimii. Dar când eu scriu pe bilet că am o cântare spre lauda Domnului, atunci 100% trebuie să fie spre lauda Domnului. Știți ce s-a întâmplat într-o biserică în Cluj? Sora s-a dus și i-a scris păstorului că am așa spre lauda Domnului, i-a scris bilet. N-a pus-o, că nu știa, că se mai întâmplă accidente. Să știți, și vă pot și spune, nu vreau să râdeți că nu facem aici comedii. Și nu a pus-o la slujire, dar i-a scris că e spre lauda Domnului. Și când iese păstorul în curte, mașina zgâriată, e așa cu ochii de jur împrejur, și primește un bilet anonim seara, zice, nu m-ai pus la slujire, te-am rezolvat. Ce părere aveți? A fost spre lauda Domnului asta? Păi zgâriatul mașinii nu a fost spre lauda Domnului. Dar cred că era spre lauda ei. Că dacă ar fi fost spre lauda Domnului, interpretarea sau ce-o vrut iasă așa, era altceva. Mă, n-o vrut Domnul, asta e și gata. Pregătirea inimii, foarte important. Atunci când te duci și să știți că am găsit tineri atât de sensibili la nivel de cuget. Trebuiau să slujească, să zicem, duminică dimineața și au venit și au zis, frate, nu pot, uite, am avut o ispită, am căzut, nu vreau să compromit lucrarea. Atât de mult îi apreciez pe oamenii ăștia. De obicei, tinerii își închipuie că dacă merg și spun, frate, uite, am avut o ispită și am căzut, nimeni nu o să-i mai iubească și frate, o să-i dea deoparte din slujire. Nu, dimpotrivă, o să-i prețuiască și Domnul și oamenii serioși. Numai așa că are cineva ceva cu el. Asta e alt capitol. Pregătirea inimii foarte important, spuneam, să înceapă cu relația mea personală cu Dumnezeu, mă rog lui Dumnezeu, dacă e cazul, și să știți că am întâlnit echipe de laudă și închinare care stăteau câte o zi, două de post, se întâlneau, repetau, repetiția era începută cu un demn din Biblie, cu rugăciune, era extraordinar. Poate că ați citit cartea Foc proaspăt, Vânt proaspăt, a lui Tommy Tenney. El vorbea acolo de treaba asta. Cum corul lor a ajuns, nu știu, la o performanță extraordinară. De ce? Făceau stăruință înainte de repetiție. Și se trezeau că repetiția durează poate o jumătate de ceas sau poate nici nu mai era repetiție. Că era stăruință și era focul Domnului. Și când cobora Duhul Sfânt acolo, deja lucrurile se rezolvau și le dădea Domnul și inspirație și voci. Și ieșeau toate foarte bine. Că era ceva, cum ziceau bătrânii, oloiul, uleiul. Se ungeau lucrurile, inimile. Deci e foarte important să știți lucrul acesta, e foarte important. Rugăciune, stăruință înaintea Domnului. Îmi povestea un frate din zona Dejului, cu care am ținut legătura până o plecat la Domnul, că el, și nu-i cazul acum, dar ca să vedeți cât de greu se lucra altădată.
Bunicul Viorel, așa numeam noi, frații ăștia care sunt de acolo, știu de cine vorbesc, fratele Viorel Trifan. Ce frate, zice, eu n-am făcut școală de muzică, nu știam nici note. Ce mai cântam așa la mandolină, după ureche, mai la ce puteam eu, la acordeon. Și aveam orchestră și aveam și cor și trebuia să le dirijez. Nu știam să dau la cor tonul, să le spun vocea 1, 2, 3, 4, nu le știam da tonul. Nu știam nici la orchestră să le spun pe ce notă începem, nu știam. Și zice, mă puneam cu 5 minute înainte să interpretăm o cântare, să o cântăm. Mă puneam pe genunchi și spuneam, Doamne, dar te rog, dar ai milă de mine, dar uite, eu sunt așa de neputincios, așa de slab. Doamne, uite, dacă te-am supărat cu ceva, iartă-mă, te rog frumos și lasă-L pe Duhul Sfânt să vină. Și zice, nu mă auzeam în ureche un țiuit și auzeam nota. Și știam, mă ridicam și dădeam la cor nota. Asta, asta, asta. Și zice, aici în ureche auzeam și cânta corul și în sală începeau lacrimi și venea cineva, zice, m-am pocăit că v-am auzit pe voi. Slăvit să fie Domnul, spune, erau niște cercetări minunate. De ce? Pregătirea inimii, asta e cea mai importantă. Dacă tu ești bine pe verticală, o să ai impact și pe orizontală. Și foarte important lucrul acesta. Mergem la punctul 2. În Vechiul Testament, pregătirea jertfei în simbol, avem aici cei 7 boi, 7 berbeci, jertfa, pregătirea jertfei, asta era în Vechiul Testament, dar în Noul Testament e pregătirea prezenței. Dacă 2 sau 3 se adună în numele meu, și eu sunt acolo, spune. Deci, la ce mă gândesc? Se adună 2, 3 oameni, sau 100 sau 200, care și-au pregătit inima, spălată în sângele mielului. Și ei vor să-L laude pe Dumnezeu, vor să-I aducă ceau mai bun în inima lor și să cânte cu cele mai frumoase sunete din vocile lor și din instrumente. Și Dumnezeu, văzând inima asta de închinare, zice, mă duc și eu. Și atunci Dumnezeu pregătește prezența pe măsură cum eu îmi pregătesc inima. Dacă inima mea e predată 100%, 100% vine și Dumnezeu acolo. Și atunci ai pregătirea numărul 2, pe asta Dumnezeu realizează pregătirea prezenței. În Noul Testament, pregătirea prezenței. În Vechiul erau jertfele acelea. Țin minte că am fost în misiune săptămâna trecută, undeva în zona Beiușului, și atunci când am venit, când am mers către Cluj, am luat un om, un frate de fapt, l-am luat de pe marginea drumului, ne aștepta și l-am dus la Cluj. Știți ce mi-a povestit? Zice, frate, știi cum m-am pocăit? Eram curios. M-am dus în anul 1990-91, așa? Zice, m-am dus în piață. Și atunci, cei care sunt mai bătrâni aici știu despre ce vorbesc, erau niște casetofoane acolo și se vindeau casete audio cu tot felul de cântece, inclusiv cântece creștine. Și omul ăsta, gândiți-vă, merge în piață și zice, frate, până atunci m-am ascultat la Europa Liberă, pe Iosif Țon, pe cutare, nu m-a mișcat nimica. Dar zice, mă duc în piață și aud o cântare de-a lui Ileana din Vâlcele. Pe muntele Sionului va fi casa Domnului. Zice, asta am auzit-o, parcă coborât cerul lângă mine. Zice, nu m-am plâns, am plâns, toată ziua am plâns și am zis, mă pocăiesc. Dar zic, omule, cum? Ce nu știu. A intrat Duhul Sfânt în mine, zice, m-a mișcat ceva înăuntru, nu știu ce s-a întâmplat. Păi femeia asta a avut, să știți, o trăire cu Domnul. Chiar dacă a cântat muzică populară și acum nu-i prea gustată, să zic, muzica ei. Dar atunci și pentru omul acela și pentru alții, Dumnezeu a lucrat pentru că ea avea inima pregătită și Dumnezeu a venit cu prezența Lui chiar și în mijlocul unei piețe sau ce a fost acolo. Ne uităm la punctul numărul 3, pregătirea cântărilor. Și aici trebuie cu mare atenție textul, melodia, armonia, ritmul, toate astea trebuie făcute pentru slava lui Dumnezeu. Textul trebuie să fie inspirat, foarte important lucrul acesta. Uitați-vă numai în 1 Cronici 16, de la 8 în jos. Vă dați seama ce s-a întâmplat când au dus oamenii ăștia chivotul lui Dumnezeu pentru prima dată în Ierusalim. Uitați-vă ce zice 16:7. În ziua aceea, David a însărcinat pentru întâia dată pe Asaf și frații săi să vestească laudele Domnului. Și aici e mult de vorbit despre pregătirea inimii, că oamenii ăștia erau proroci, ne spune în capitolul 25 din 1 Cronici. Dar uitați-vă și analizăm, dacă vreți, de la versetul 8 în jos,
Lăudați pe Domnul, chemați numele Lui. E o cântare întreagă numai și numai spre slava și spre gloria Lui Dumnezeu. Și ei au pregătit cântarea asta. Ba, ne spune Biblia aici. Și mă uit. În capitolul 15, tot din 1 Cronici, versetul 14, preoții și leviții s-au sfințit ca să suie chivotul Domnului Dumnezeului lui Israel. Deci vă dați seama, pregătirea inimii a fost minunată. Și ce s-a mai întâmplat? Versetul 16. Și David a zis căpetenilor leviților să așeze pe frații lor cântăreți cu instrumente de muzică, aveau cu coarde, lăute, arfe, aveau țimbale, probabil ceva de percuție, și să sune, uitați-vă, din ele cântări răsunătoare, în semn de bucurie. Ba mai jos, vorbește despre alții, că oamenii ăștia, zice în versetul 19, ca să sune din ele, probabil sunau, făceau un sunet așa mai tare, versetul 21, aveau arfe cu 8 coarde ca să sune tare, astea erau mai puternice decât harfele cu 4 corzi sau cu 5. Și versetul 22, Chenania, căpetenia muzicii între leviți, cârmuia muzica fiindcă era meșter, uite, aveau și un dirijor. Și dirijorul era meșter, adică era foarte priceput, foarte priceput, și el știa cum să-i coordoneze. Să știți că e foarte important un om, un lider, cum îl numim noi, lider de închinare, care să știe cum să coordoneze lucrurile și celălalt să aibă o colaborare bună cu el, să recunoască că e un om al lui Dumnezeu și că pot să se încreadă în ceea ce Dumnezeu a așezat în el. E foarte important lucrul acesta. Deci, observați, textul, melodia, armonia, ritmul. Iar vreau să vă aduc în fața voastră un text din Scriptură, dar înainte de asta mi-am amintit ce povestea un frate, că s-a dat odată prin Duhul Sfânt o prorocie la un om care 20 de ani, auziți, 20 de ani s-a dus și a cântat prin biserici. El cânta în biserici, era frate de-a nostru. Și auziți ce îi spune Duhul Sfânt. Bărbatule, atâția ani ai cântat spre slava numelui tău. Nu ar trebui să vină vremea să cânt și spre slava numelui meu. Vă dați seama, 20 de ani omul ăsta. Și tot ce a făcut el și tot ce a cântat a fost 0-0-0-0 pe linie, 20 de ani. Mie nu mi-ar conveni, nou, uite, am venit aici la voi obosit, să-mi zic că, Domnul, într-o zi ai făcut-o spre slava ta. Departe de mine gândul ăsta și să mă pocăiesc și Domnul să mă ajute, să nu ajung cumva acolo, să umblu după slava mea. Asta nu vreau și n-aș vrea și vreau să mă zdrobesc la picioarele Domnului. Dar vă dați seama până unde pot să meargă unii, să meargă, Domnul să ne ferească de lucrul acesta. Domnul să ne ferească. Pregătirea cântărilor trebuie să fie făcută cu mare atenție, spuneam, și aici, la pregătirea asta, bineînțeles că vine și latura tehnică, punctul 4, pregătirea tehnică am numit-o, dar are legătură cu punctul 3. Și vreau să vă citesc Psalmul 68, un pic să văd, așa, da? Uitați-vă ce spune aici, în Psalmul 68. Versetul 24 și 25. Ei văd intrarea ta, Dumnezeule, în locașul cel sfânt. Exact, rememorează ideea cum a ajuns chivotul lui Dumnezeu în locașul cel sfânt în Ierusalim. Versetul 25. Uitați-vă un pic la ceea ce spune aici și să fim atenți. În frunte merg cântăreții, adică cei care cântă cu vocea. Înseamnă că ei trebuie să cânte cel mai tare. Mesajul unei cântări trebuie să audă deslușit. Apoi, zice, cei ce cântă din instrumente. Deci, vedeți, ăștia trebuie să cânte un pic mai în spate, acolo, mai în fundal, să zic, instrumentiștii. Și atenție, în mijlocul fetelor care sună din timpane. Am fost odată într-o biserică în Spania și bătea un băiat la tobe, cred că avea cos de mătură, și a bătea în tobe că te durea capul. Și nu știu ce s-a întâmplat, o trebuie să iasă, o plecat și vine o fetiță, am văzut-o, merge acolo, așa fie nouț, era mai mare dragul. Fetele sunt un pic mai sensibile decât băieții, sunt altfel un pic, mai finuțe. Foarte fain. Uitați-vă, da, asta o zice și Biblia aici. Vocea să se audă, în frunte merg cântăreții, apoi instrumentul undeva în fundal și undeva în spate și tobele. Un prieten de-a meu care cânta cu chitară a mers prin Bucovina și la frații din Bucovina nu le prea place cântarea prea virtuoasă așa. Și l-a văzut un frate mai bătrân din biserică, zice, auzi, nu mai cânta cu chitara ta, că ți-aduc eu alta.
Bine, frate, zice Adam. Eu adus o chitară, numai două corzi avea. Celelalte ei le-au desfăcut. Și fratele, supărat, făcea tingi, 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 făcea. În ciudă, făcea la bătrân. Dar vedeți? Foarte clar vorbește Biblia aici. Partea tehnică, pregătirea tehnică trebuie să fie foarte clară. Pe voce mergem forte, pe melodie cu piano și pe ritmul cu pianissimo. Mergem așa. Foarte important lucrul acesta. Deci le reamintesc lucrurile astea, pregătirea închinării reale, am spus, prima e pregătirea inimii, al doilea, Dumnezeu pregătește prezența Lui să vină acolo la slujirea ta, al treilea, pregătirea cântărilor, text, melodie, armonie, ritm și imediat pregătirea tehnică. Și asta are de a face cu tot ce înseamnă instrumente. Și spuneam de categorisirea aceea. Haideți să mergem acum pe chestiunea practică. Dar înainte de asta vreau să vă citesc, nu vreau să ocolez lucrul ăsta, de aici din carte, să vedeți ce important e înaintea lui Dumnezeu o cântare inspirată. Cred că foicelele alea le mai aveți. Stați să iau și eu una. La punctul 1, 2, 3 până la 6, asta puteți să completați. În special la linia 6, la punctul 6, dacă puteți, sau la punctul, nu mă pic să văd, la punctul 3, scuzați-mă, cântecul tău preferat este. Și pui un cântec, o melodie, o ceva. Pui aici, scrii și după punctul ăsta 3, după ce îl completăm, trebuie să mergem la punctul 7, ca să vedem criteriile astea pe care deja le-au afișat frățiorii noștri. Observați că avem trei litere, litera C, O și R, de unde vine cuvântul cor, și avem cele trei criterii, centrul, originea și relația. Ce înseamnă asta? Ce înseamnă că o cântare adevărată sau un text de cântare ar trebui să aibă un centru? Un centru. La ce mă gândesc? Odată eram la rugăciune, eram cu un frate bătrân de la noi și a avut o vedenie din partea Domnului. Spunea el așa, am văzut o roată care avea mai multe spițe. În mijloc era Iisus, Iisus Domnul, așa arăta Duhul Sfânt. Și zice aici pe margine, la capătul spițelor, eram fiecare dintre noi. În momentul când unul dintre noi se ridica un pic mai sus, că se vedea mai bun decât cel de vis-a-vis sau decât cel de lângă el, în momentul ăla, nu-l mai privea prin Iisus. Până atunci îl privea prin Iisus și îl vedea bine. Îl vedea altfel și roata se descentra. A fost o vedenie foarte interesantă din care am învățat. Dar o aplicăm aici la cântarea creștină. Ce înseamnă centrul? La închinarea noastră există mai multe spițe. Cum zicea fratele că spițele eram arătați ca fiind noi la capătul roții respective. Dar în cântarea creștină sunt mai multe spițe de alea. Nu? Una, compozitorul, doi, interpretul, trei, poetul care a făcut textul, așa, după aia interpretarea, receptarea din sală, textul propriu-zis. Sunt mai multe spițe care pot să intre în acest cerc. În centru trebuie neapărat să fie Iisus Hristos. Centrul cântării mele să fie Iisus Hristos. Adică la ce mă refer? Dacă tu ai scris acolo o strofă dintr-o cântare, uită-te, pentru că am pus un criteriu, să vedem imediat, am pus un criteriu, uitați-vă aici, criteriul frecvenței. În cântarea pe care tu deja ai scris-o, sau ți-ai scris titlul și o știi pe de rost, trebuie să te uiți, măcar asta, de câte ori apare numele lui Iisus, sau ceva din Biblie, și de câte ori eu, sau mie, sau mă, sau ceva referire directă la eu omului. Și atunci, uitați-vă, cu verde eu am pus, cu verde și am și scris cifre, tot ce înseamnă eu și meu, și uitați-vă, cântarea e compusă în 91, în 1991, și o știți, eu te iubesc, Doamne, te... E cântare arhicunoscută. Și aici, normal că am pus, e o singură strofă, cântarea, că se repetă de vreo 2-3 ori, așa e compusă cântarea, dar imediat după toată treaba asta, uitați-vă, am numărat și am făcut cât la sută îi Domnul Hristos,
Uite, 54% și cât la sută e omul? 46%. E mai mult Domnul decât omul. E mulțumitor. Uitați-vă la asta. Doamne, astăzi vin... La cântarea asta n-am pus-o toată pentru că are mult, mult mai mult text. Dar, uite, 92 a fost compusă și am făcut numărătoarea și uitați-vă. 43% e Domnul și omul 57%. Tot eu. Și știți care e problema? Noi o cântăm, să zic, cântarea asta sau alta. Și parcă îți rămâne așa la final un gust. Orică e ceva de cer, orică îți dă Domnul putere, orică așa. Ori îți rămâne cumva un gust că ești tu cineva și când te duci sau poate că ești slab sau știu, ai niște stări ale tale. Și trebuie să studiem foarte mult treaba asta cu criteriul frecvenței. Uite, cântă suflet al meu, 2013, compusă, și o știți, asta cu 10.000 motive, cred că asta, nu? Cu 10.000, ar fi, era bun de 10.000 de cauze, dacă motive, 10.000 motive, nu-i gramatical. Dar în fine, uitați-vă, 45% Dumnezeu și 55% omul. Criteriul frecvenței, uitați-vă la asta, 2005, relativ recentă. Și o știți, Jehova Elohim. Deci, numai numele lui Dumnezeu aici, numai numele lui Dumnezeu. Parcă se pierde omul, uitați-vă, e puțin de tot. Încă n-am pus toată cântare, că am vrut să o vedeți așa mai pe larg, să zic. Și uitați-vă, 92% Dumnezeu și 8% omul. Pe asta e chiar, nu știu, înălțătoare cântarea asta. Sau cele de stilul ăsta, de genul ăsta. E foarte important să înțelegem criteriul acesta, criteriul frecvenței și să-l aplicăm. Aici s-a închis. Mai aveam încă un criteriu acolo. De exemplu, vi-l și spun. Dă-mi, te rog, la cuprins. La prima sau a doua, la cuprins. De exemplu, ode aș avea eu limbi o mie. Asta, dacă o supunem la criteriul frecvenței, nu prea ia premiu cântarea. Dar, știți la ce m-am gândit? Uitați-vă, am scris acolo. Liniile directoare. Ăsta e un alt criteriu. Eu, în ce fel poetul ăsta, probabil Traian Dorz, a luat cântarea și a zis, ode aș avea eu limbi o mie și mii de buze să cuvânt, pe tonuri mii o armonie spre slava celui pururi sfânt. Și imediat se pleacă sub cruce, după ce el a zis că ar vrea să aibă, dar de ce să am? Să mă laud pe mine? Nu. I-aș mulțumi de ce a făcut cu mine Fiul cel pierdut. Imediat tot ce am eu intră sub picioarele Domnului. Asta e smerenia cea mai adâncă. O, de ar suna glasul meu tare, să se audă până la cer, că sângele-mi ca într-o vâltoare te cheamă, Doamne, când te cer. Vedeți? E un alt criteriu ăsta, al liniilor directoare. Toate se duc spre Golgota, spre Dumnezeu, spre cer, să-L mărească pe El. Că nu criteriul frecvenței care l-am pus, nu neapărat dă roade totdeauna. Dar uitați-vă puțin, luați versurile și umpleți-vă inimile cu versurile astea și când le cântați, vedeți la urmă, cam înspre cine se duce închinarea, slava, gloria, onoarea, spre mine sau spre Dumnezeu. Și atunci putem să discernem între o cântare bună sau alta. Asta e vorba, spuneam, de centru. Centru. Centrul cântării cine este? Dumnezeu sau omul? O. Cuvântul O. Originea. Cum a fost compusă cântarea? Isaia 6 a apărut prin rugăciune, Isaia 26 la fel, Isaia 53 la fel, cântarea Mariei a apărut prin revelare, s-a întâlnit cu un înger și imediat a izbucnit într-o cântare minunată. Sunt foarte importante lucrurile astea, originea cântării. Trebuie să mă uit pe internet și să caut, dacă puteți, să căutați cântările care vă plac, să vedeți cine le-a compus și în ce context. Că sunt cântări pe care le-au compus cei din lume și noi le-am preluat în biserică. Sunt cântări care au fost melodii din lume, aduse că între timp s-a pocăit omul, dar nu și-a pocăit mintea aia din lume. El a cântat în lume și a venit cu melodia din lume și a pus-o pe versuri creștine. Și asta trebuie verificat un picuț, trebuie verificat neapărat. Vreau să vă citesc că tot am vrut. În 1912 a fost un farmacist, Austin Mill, și pasiunea lui, spune, era muzica.
Și în anul 1912, un editor muzical i-a cerut să scrie un imn sensibil și tandru, care să aducă speranță celor deznădăjduiți și odihnă celor obosiți și împovărați. Și auziți ce spune aici. Ca să vedeți ce frumos e când vorbim de originea cântării. Să căutăm originea, cum a fost compusă. Că să știți că sunt unii care compun la cafea. Stau la cafea și tot compun. Auziți ce spune aici. În timp ce își developa filmul din aparatul de fotografiat, omul acesta și-a deschis Biblia la capitolul lui preferat, Ioan 20, și a citit istoria învierii Domnului Iisus și în modul în care s-a descoperit Mariei. Și uite ce spune el. Pe măsură ce înaintam în lectura acestui minunat capitol din Biblie, începeam să devin parte a scenei din grădină, am început să aibă o revelație. Stăteam undeva deoparte la intrarea în grădină și priveam la poteca bătătorită, umbrită de crengile unui măslin, când deodată o femeie îmbrăcată în alb a intrat în grădină. Părea foarte abătută, își sprijinea capul cu mâinile, era Maria Magdalena. Peste câteva momente a apărut Ioan îmbrăcat într-o robă lungă, s-a apropiat de Maria și amândoi au privit preț de câteva clipe la mormântul unde fusese îngropat învățătorul lor. Nu a trecut mult timp și a ajuns și Petru, care fără să stea pe gânduri, a intrat direct în mormânt. După ce Ioan și Petru s-au depărtat, Maria a rămas lângă mormânt, continuând să-și sprijine capul în palme, a început să plângă. Întorcându-se, l-a văzut pe Iisus stând lângă ea. Și eu l-am văzut, spune autorul. Vedeți, asta e revelație, fraților. Știam că El este. Maria a îngenunchiat înaintea lui și i-a cuprins picioarele cu brațele, plângând, spunea într-una, Rabuni, Rabuni. M-am trezit ca dintr-un vis, transpirat, vibrând de emoție și sub influența acestei viziuni am scris ca dintr-o răsuflare versurile imnului, în grădină. Și vă citesc. Eu vin singur în grădină, când pe roze încă e rouă. O voce în auzul meu sună, e Fiul lui Dumnezeu. El e cu mine, umblă și-mi vorbește, căci de aceea eu al lui sunt. Așa bucuria noastră crește, pe care alții n-o simt. Bineînțeles că a fost tradus așa mai șontâc în română, dar e foarte fain, foarte, foarte frumoasă e poezia asta. Și mai am încă o cântare aici, în cartea asta. Să știți că e foarte important să verificăm lucrurile astea. Multă vreme eu am rătăcit, o știți, o cântă și corul. Autorul în 1895 a compus-o asta și spune așa. Ca adolescent a fost foarte răzvrătit împotriva tuturor oamenilor. Nemai știind ce să facă cu el, părinții au trimis o scrisoare președintelui de la Moody Bible din Chicago pentru a ruga să-l primească să studieze acolo. Uimit de cererea părinților, acest om le-a răspuns că le înțelege durerea, dar acel institut biblic este pentru tinerii dedicați lui Dumnezeu, care vor să devină păstori. Părinții au insistat, directorul sau rectorul a acceptat și s-a dus. Și ce s-a întâmplat? Bill a început să se schimbe și să fie foarte serios în pregătirea lecțiilor. În anul 1895, Bill a început să se gândească la posibilitatea de a-și pune mărturia vieții pe hârtie sub formă de versuri. S-a așezat la masa de scris, nu-i vedea în minte nimic decât prostiile pe care le-a făcut în viața lui și nimic altceva. Nu putea să scrie nimic. Săptămâni la rând a fost chinuit de gândul că vrea să scrie și nu putea nici măcar un vers. Într-o zi, în timp ce citea o carte, i-a venit în minte primul vers. S-a repezit spre masa de lucru și a început să scrie primul vers. Și a venit și al doilea și tot așa. Versurile au început să curgă și în câteva minute toată mărturia vieții lui era pusă pe hârtie sub forma unor versuri deosebite. Și o știți, multă vreme am rătăcit neștiind că Iisus m-a iubit pentru mine că s-a răstignit pe Golgota. Și versuri adânci. Deci trebuie să verificăm puțin. Asta e o carte care are numai istorioare de genul ăsta. Dar uitați-vă la origine, la origine. Și apoi, erul, relaționarea. Ce ar zice despre cântarea pe care tu vrei să o cânți părinții tăi sau biserica, dacă știi că-s pocăiți? Într-o familie, un tânăr asculta muzică și a zis părinții, mă, dar ce asculți acolo? Fratele Michael Jackson. No, bine, dă-i înainte. Nu așa. Nu. Dacă știi că spocăiești, te duci relaționarea. Cum relaționează cântarea ta, cum rezonează cu ei, cu părinții tăi și cu cei din jur. E foarte important lucrul acesta. Foarte important. Ce ar zice Duhul Sfânt? Ce ar zice Dumnezeu? Ce ar zice Biserica, Mireasa lui Hristos despre cântarea ta? Și chiar vă îndemn să
puneți aici, la punctul 7, centrul cântării tale, vezi cine ar fi. Poate se repetă foarte mult cuvântul Dumnezeu sau altceva, o experiență creștină. Poți să pui acolo. Originea, cum a apărut, dacă o știi bine, dacă nu, încearcă să o afli. Relația sau relaționarea cu biserica, cu Dumnezeu, cu Duhul Sfânt. Domnul Iisus să ne ajute să cântăm cântări înțelepte. Domnul să ne ajute la asta. Vreau să rămân la gândurile astea. Cred că mai sunt câteva cântări. Și apoi vom vedea și bilețelele și Domnul să fie binecuvântat. Amin.